Doamnă ministru la afacerilor interne, efectivul, Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru ceremonie de înmânare a autospecialilor de intervenție, este aliniat și vă prezintă onorul. Raportat, Major Cataru. Bună dimineața, stimați salvători! Săi, pe aici! Tămar, de pară! Au fost un spui, nu? Stimate doamne ministru, onorată asistență, distinși oaspeți și invitați. Suntem întruniți în prezenta ceremonie pentru a oficia transmiterea tehnicii de intervenție echipată cu utilaj special destinată primăriilor din Republică. Această nobilă inițiativă a fost posibil de realizat prin suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD Moldova, în cadrul proiectului Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecției civile pentru sporirea rezistenței localităților rurale. La prezenta ceremonie ne-a onorat cu prezența sa. Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, doamna Ana Revenco. Doamna Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD. Domnul Günther Zimmer, șeful Oficiului Austriac pentru Dezvoltare din Chișinău. Doamna Ludmila Nistor, primar al satului Pârlița, raionul Ungheni. Domnul Igor Prida, primar al satului Sărăteni, raionul Leova. Domnul Gennadie Vovcenko, primar al satului Baimaclie, raionul Cantimir. Conducerea și efectivul Inspectoratului General pentru situații de urgență, alți oaspeți și invitați la ceremonie. Doamnelor și domnilor, cu mesaj de salut vine șeful Inspectoratului General pentru situații de urgență, generalul major al Serviciului de Salvare, Mihail Hrabagiu. Vă mulțumesc! Stimate doamne ministru, excelențe, domnilor ambasadori, domnilor primari, onorată asistență, stimați colegi. Dezvoltarea voluntariatului pe domeniul protecției civile și a pompierilor a devenit o prioritate pentru Inspectoratul General pentru situații de urgență. Primul post de pompieri voluntari deschis în țara noastră s-a produs în satul Săiț, raionul Căbușeni, ca la ziua de astăzi să avem în jur de 70 de posturi de pompieri voluntari. Ne-am inspirat de la colegii noștri din Europa. Ne-am inspirat de la colegii din Cehia, de la colegii din Polonia și, în deosebire, de la colegii din Austria, Ținutul Vorarlberg, condus de către domnul Hans, primar din localitate, și totodată fiind și președintele Asociației Pompierilor Voluntari din localitatea dată. Ceea ce realizăm noi astăzi este un moment foarte și foarte important, atât pentru cetățenii Republicii Moldova, cât și pentru pompierii din Republica Moldova. Este un proiect în premieră, unde alături de autospeciale de intervenție la incendiu, aceste posturi sătești vor fi dotate și cu încăperi specializate unde vor fi amplasați și efectivul voluntar, dar și tehnică de intervenție. Mulțumesc frumos partenerilor noștri străini
și suntem deschiși pentru a realiza și în continuare proiecte de tot genul, dar de felul dat inclusiv. Domnul primar, deci noi vom fi și mai departe alături de dumneavoastră, fiindcă în afară de faptul deci că veți fi dotați cu autospeciale și cu încăperi unde vor fi aceste autospeciale și efectivul, noi vom veni obligatoriu cu instruire efectivului care va activa și nu doar. Veți fi dotat și cu un telefon mobil care vă veți fi pus în rețeaua de intervenție și prima intervenție în localitățile date se va efectua de către efectivul de pompieri voluntari. Stimați colegi voluntari, eu vă felicit cu venirea în mare familie a pompierilor din Republica Moldova. Vă doresc în primul rând sănătate, pentru că este foarte importantă la ziua de astăzi. Și pe domeniul profesional, tot timpul să vă fie furtunile uscate. Vă mulțumesc! Exprimăm cele mai înalte considerații pentru păstrarea și valorificarea frumoaselor tradiții de colaborare stabilite între PNUD și pompierii din Republica Moldova și în contextul celor enunțate, cu mesaj colegial, vine inspiratorul acestei interacțiuni, este vorba de doamna Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD. Technicalities of being stuck with this one. Excellency, Madame Ministre, Mrs. Revenko, partners, colleagues, friends and distinguished guests, it's a great pleasure to be with you here today for the official handover of the firefighting equipment to the communities of Perlitsa, Saraceni and Baimaclea to support the firefighting in the field interventions. Stimați colegi, bună dimineața tuturor, doamnă ministru, domnul șef al Inspectoratului General al Situațiilor de Urgență, domnilor colegi, parteneri, este o mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră la această ceremonie oficială de înmânare a echipamentului special de stingere a incendiilor, pentru care va fi înmânat comunităților din Pârlița, raionul Ungheni, comunitatea Sărăteni, raionul Leova și comunitatea Baimaclea, raionul Cantimir, pentru a sprijini activitățile de intervenție în acest domeniu, în aceste localități. It is thanks to the partnerships, the contributions, the engagement and the leadership of the partners that we can ensure this support to these communities today. I would like to thank Madam Minister and Mr. Harabagio for hosting us today at the General Inspectorate for Emergency Situations and for the leadership in promoting the disaster safety measures within the framework of our joint project Climate Change and Disaster Risk Reduction. Este datorită anumii contribuțiilor, angajamentului și activităților de conducere, de gestionare, de conlucrare cu partenerii, datorită cărora noi avem posibilitatea acum să sprijinim aceste comunități. Și mulțumesc cu această ocazie, doamne ministru, domnului Harabagiu, pentru găzduirea acestei ceremonii de astăzi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și pentru activitățile lor de promovare a măsurilor de siguranță în cazul dezastrelor și calamităților în cadrul proiectului nostru, reducerea riscurilor și riscurilor climatice și a dezastrelor. Our deep appreciation also goes to the Austrian Development Agency for their generous contribution and their support to building the resilience of rural communities in face of climate change threats. De asemenea, exprimăm înaltă apreciere pentru, către Agenția de Dezvoltare Austriacă pentru contribuția sa generoasă și sprijinul în consolidarea rezilienței comunităților rurale în fața acestor riscuri de schimbare climatice. Based on several assessments, it is already acknowledged that the Republic of Moldova is highly vulnerable to climate change, considering its economic structure and geographic features. The President of the Republic has highlighted these challenges
in a message during the UNDP COP26 high-level event that took place a few days ago. Moldova happens to be one of the most, if not the most, vulnerable country in Europe. While drought and floods are among the top hydrometeorological hazards due to the current and projected abnormal high temperatures, the incidence of fires is increasingly posing a threat to the environment and the community. În baza câtorva evaluări, este deja recunoscut că Republica Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice, luând în considerație structura sa economică, cât și caracteristicile sale geografice. Președintele Republicii Moldova a subliniat că aceste provocări, aceste sfideri, sunt de o importanță înaltă, inclusiv acest lucru a fost verbalizat printr-un mesaj din partea dumneiei la întrunire de câteva zile în urmă, COP26 PNUD. Moldova este cea mai vulnerabilă țară din Europa în acest sens. Odată ce secetele și inundațiile sunt sunt principalele evenimente ca de hazard hidrometeorologic, de dezastru hidrometeorologic, din cauza temperaturilor foarte înalte care sunt actuale, cât și cele care se prevăd pe viitor, respectiv incidența acestor calamități, acestor dezastre crește și respectiv crește și riscul acestora pentru mediul și pentru comunități. During the period of 1997 until 2019, and according to the statistics in Moldova, there were more than 50,000 fires reported, and this is on average 6 fires per day, which took the lives of 3,478 people, including 225 children, and causing injuries for 1,161 people and property damage estimated at about 802 million Moldovan leis. Pe parcursul perioadei din 1997 până în 2019, în Moldova au avut loc peste 50.000 de incendii raportate, ceea ce înseamnă în mediu 6 incendii pe zi, care au luat viețile a 3.478 de persoane, inclusiv a 225 de copii, care au cauzat diverse răni pentru 1.161 de persoane, cât și pagube materiale de proprietate, estimate aproximativ la 802 milioane lei moldovenești. The majority of these fires, like 60%, were in rural areas. I'd like to also here underline that last month and during the celebration of the International Day for Disaster Risk Reduction on the 13th of October, the central message of the year was international cooperation of the developing countries to reduce disaster risk and disaster loss. And the theme was chosen as a 2021 make or break it year for delivering on the Paris Agreement to fight climate change. Numărul total de incendii înregistrate, 60% din ele, conform acestor statistici, se întâmplă anume în zone rurale. Și în cadrul celei zile internaționale pentru reducerea riscurilor dezastrelor, care noi am celebrat-o, s-a sărbătorit la 13 octombrie, inclusiv în Moldova, mesajul acestei zile, de data aceasta, a fost cooperarea internațională a țărilor în curs de dezvoltare pentru reducerea riscurilor și a pierderilor din cauza acestor calamități și dezastre. Și tematica a fost aleasă pentru anul 2021 ca una decisivă pentru realizarea acordului de la Paris în ceea ce privește reducerea riscurilor climatice. For this, distinguished guests, empowering and equipping the local communities is central to manage climate and disaster risk, as well as having a multi-stakeholder partnerships, including with the local governments. Pentru acest scop, desigur că abilitarea comunităților locale în cooperare cu profesioniști din partea Secretarului General, desigur, ar contribui la reducerea riscului de acestor dezastre sau respectiv va mări potențial pentru reacționare, pentru răspuns la aceste dezastre climatice. So let me take this opportunity to thank the three mayors from the three
local communities for their successful cooperation and for their demonstrated commitment to reduce the climate and disaster vulnerabilities in their communities. Și aș dori cu această ocazie să exprim mulțumirea acelor reprezentanți, primarilor, reprezentanților acestor trei comunități pentru activitățile lor întreprinse, pentru realizarea acestor măsuri care vor micșora riscurile dezastrelor în aceste zone, în aceste comunități. And today the donation of the three fully equipped firefighting vehicles is extremely important for the rescuers and for the volunteers and a step forward in building local resilience. Și donația de astăzi acestor trei auto speciale, desigur, va mări măsurile de protecție, va echipa în mod necesar atât salvatorii cât și voluntarii, ca un pas important pentru a consolida reziliența locală, pentru beneficiul sau pentru beneficiul celor mai vulnerabile grupuri din aceste comunități. So thank you for the partnerships and thank you for making this happen and let's keep joining our efforts to really fight the implications of climate change. Thank you. Vă mulțumesc pentru aceste contribuții, pentru aceste parteneriate, mulțumesc pentru că ați făcut posibil acest eveniment și că haideți într-adevăr să ne reunim eforturile pentru a face față acestor riscuri legate de schimbările climatice. Thank you. Mersi. Onorată asistență, cu mesaj de susținere a inițiativei organizatorice, vine șeful oficiului austriac pentru dezvoltare din Chișinău, domnul Günther Zimmer. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Madam Minister. Good morning, Mr. General Inspector. Good morning to all colleagues from UNDP, the mayors from the municipalities who are here, the professional staff of the firefighters, the volunteers of firefighters, the distinguished guests, dear representatives of the media. Bună dimineața tuturor, doamnă ministru, stimate domnule șef al Inspectoratului General pentru situații de urgență, reprezentant PNUD, stimați reprezentanții celor trei comunități cărora vor fi înmânate aceste echipamente, stimați profesioniști, stimați voluntari implicați în acest serviciu de pompieri, stimați reprezentanți media. First of all, I want to thank you that we were allowed to come here today to this handover of the donation of these firefighting trucks. În primul rând, vă mulțumesc pentru tuturor că ați venit la această ceremonie prin care vom înmâna, vom transmite aceste trei auto speciale. When I was young, I was also serving as volunteer in a firefighting brigade and I know how much responsibility is on the shoulders of women and men who are working in rescue teams. Când eram tânăr, de asemenea, am făcut parte din echipe de voluntariat implicate în stingerea incendiilor. Și știu cât de mare este responsabilitatea care stă pe umerii acestor voluntari, femei sau bărbați. Civil society is expecting to get protected also by your services. Societatea civilă se așteaptă să fie protejată din partea serviciilor prin măsurile pe care dumneavoastră le prestați. But civil protection only can work if professional teams and volunteer teams work close together. When volunteer teams can learn, will be trained by the professionals, so that all over the country, the teams of professionals and volunteers can enforce each other. Dar acest lucru va lucra foarte bine doar atunci când voluntarii cât și profesioniștii lucrează cot la cot. Când profesioniștii partajează, împărtășesc experiența lor, instruiesc voluntarii astfel încât nu doar în aceste comunități, dar peste tot în toată țara să fie asigurate aceste servicii în mod profesional. Whenever something happens, the population first calls you. Population is expecting, hoping for your help, for your support, that you rescue, that you save lives. Atunci când ceva se întâmplă în cadrul societății civile, ceva rău se întâmplă. În primul rând, ei vă sună pe voi și ei se așteaptă că voi veți interveni și veți înmâna
veți oferi tot sprijinul necesar acestora. For this extreme responsible and difficult tasks and works, you need excellent equipment, you need excellent education, and you need also from the government a backup, a social system backup, where you are protected by law if you conduct your duty. Dar pentru a efectua aceste servicii în mod profesionist, desigur că aveți nevoie de echipamente, aveți nevoie de instruiri, aveți nevoie de sprijin social din partea guvernării, cât și aveți nevoie de protecție în cadrul legii, care să vă protejeze în cadrul, pentru toate activitățile care le efectuați în cadrul de servirii populației. We also hope that in the very good communication from municipalities with the government, ministers, but also with the donor community, we can achieve that gaps who are still in the law for social protection of rescue teams will be closed very soon. Și împreună cu eforturile conjugate a celor din comunități, a celor de la ministerie, guvernare, a celor din partea donatorilor internaționali, noi sperăm foarte mult că vor fi identificate și vor fi suplinite acele decalaje, dacă ele există în legi, pentru ca să vă ajute în serviciul dumneavoastră. Today we can hand over these three firefighting trucks, some equipment, also with the help of our partners, UNDP, and of course of the mayors of the three municipalities, and we are very happy if our contribution can a little bit support your difficult work to give you more on equipment what is needed to save people. Această ocazie, această înmânare a trăiețului speciale este datorată, desigur, și efortului conjugat a celor de comunități, partenerului nostru, Programul Naționalilor Unite din Moldova, pentru ca să fie posibilă această dotare a dumneavoastră cu trei artificii speciale ca să vă suplinească necesitățile tehnice în lucrul care vor fi folosite, desigur, aceste echipamente în lucrul dumneavoastră de servire a populației. In the last 25 years, Austria invested approximately 60 million euros in Moldova, and Austria will also in the next years stay committed to Moldova and its population. În ultimii 3 ani, guvernul austriac deja a investit circa 60 de milioane de euro în diferite activități de donație în Republica Moldova și vom continua să facem acest lucru și în perspectiva de mai departe. Dear firefighters, because you are here, I can sleep more calm and I'm very thankful for that. Stimați salvatori și pompieri, din cauza că dumneavoastră existați, eu sunt sigur că pot dormi mai liniștit și vă exprim întreaga gratitudine dumneavoastră pentru acest lucru. As the general said, it's better that we come for a visit than you come to us. Cum a spus și domnul general, mai bine noi să venim la dumneavoastră cu o vizită de acest gen decât dumneavoastră să veniți la noi. So I'm very happy that this institution that you exist, but I don't want to see you every day. Eu mă bucur respectiv că dumneavoastră ca instituții și profesioniști existați, dar nu aș dori să vă văd prea des cu alte ocazii. I wish all of you, and especially also your families, that you come home after every action healthy and with the knowledge that again you did some very important, either for the nature or for the population. Your task is horribly difficult but wonderful. You make the environment safe, you rescue people, you save lives. With a big thank you, I say, come home always healthy. Thank you. Și dumneavoastră, stimați profesioniști și voluntari, vă urez să veniți în fiecare zi la familie dumneavoastră sănătoși și bucuroși, satisfăcuți de faptul că ați efectuat, v-ați realizat datoria așa cum se cade, fie că ați salvat ceva ce se referă la natură legată de climă, fie că ați salvat vieți omenești. Acest lucru este foarte important și vă urez întotdeauna să aveți această posibilitate să vă reveniți la casele dumneavoastră sănătoși. Și vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce faceți. Onorată asistență, în continuare, va fi realizată procedura de transmitere a tehnicii de intervenție destinată administrațiilor publice locale din Republică. Dreptul onorific pentru mânare fiind acordat doamnei Dima Alkhatib și domnului Günther Zimmer.
to handle the baby. It sounds easier to Pentru înmânare se invită doamna Ludmila Nistor, primar al satului Pârlița, raionul Ungheni. Să vă mulțumesc și felicitări. Vă doresc să vă spun în siguranță. Vreau să le faci cu lor. Asta ei sunt acum. Și în felicitări de noastră. Doamna primar, aceste sunt ele de la altă specială. I wish you that you have not a lot of actions that you need it, but it's good to have it if you need it. Eu aș dori să nu aveți prea multe ocazii când ați vieți în voi de aceste vehicule, dar în caz necesitate să le aveți. Thank you for your support. Mulțumesc pentru asta. Doamna primar, mulțumesc pentru că Bună ziua, stimată doamna ministră, stimați parteneri de dezvoltare, stimați șef al Inspectoratului General de Situații de Urgență. Primăria Pârlița vine cu un mesaj de mulțumire către dumneavoastră și nu doar din partea la Pârlița, dar din partea la cele 8 primării și aproximativ 20.000 de persoane care vor beneficia de un serviciu modern, calitativ, de pompieri și salvator. Sunt sigură că datorită acestui proiect vom trăi într-un mediu mai sigur. Vom păstra viețile și bunurile noastre așa cum ne este menirea. Suntem bucuroși și vă dorim multă, multă sănătate și mai multe proiecte asemenea care vor contribui la dezvoltarea satelor noastre. Vă mulțumim frumos! Se invită domnul Igor Prida, primar al satului Sărăteni, raionul Leova. Acest lucru vă numeam acest titlu și vă trebuie. Vă urăm să aveți comunitate civilizată în locație, localitatea dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru cooperare. Eu vă numesc ele la autospecială. Ca oamenii dumneavoastră să lucrească pentru comunitatea. Bună ziua tuturor! După atâtea cuvinte frumoase, bineînțeles că nu vreau să mă repet, dar vin și eu cu un cuvânt de mulțumire către toți donatorii, către toți participanții a acestui proiect atât de important pentru țara noastră, nu numai pentru localitățile rurale, dar și pentru țara întregime. Mulțumim, doamna ministru, pentru prezența dumneavoastră. Domnul general, mulțumim dumneavoastră pentru tot aportul care îl duceți și sper pe viitor o colaborare frumoasă și cu dumneavoastră. Domnul Zimmer, doamna Ada, vă mulțumim frumos pentru toată contribuția și pentru donația care o dați pentru localitățile noastre. Pe scurt, aș vrea să menționez și faptul că la acest proiect nu va fi posibil fără participarea și puterilor raionale a noastrelor localități,
Vreau să-i mulțumesc în deosebi domnului președintele raionului, domnul Prițcan Nicolae, care în prezent se află aici. Vă mulțumim, domnul Nicolae, pentru toată stăruința și suportul financiar care dumneavoastră ne l-ați acordat. Fără asta n-ar fi posibil proiectul să aibă loc. Totodată aș vrea să-i mulțumesc doamnei Marie Țărgrad, domnului Oleg Blișceac, domnului Vadim Pavalache, care cu toată stăruința și cu toată experiența lor profesională participă și zi de zi îmi sunt alături pentru de a aduce la bun sfârșit construcția acestui punct de popieri, care va deservi 18 sate, ceea ce ar însemna în jur de 11.000 de localnici, de persoane care așteaptă intervenția salvatorilor. Mult ar fi de vorbit, dar la sfârșit aș vrea să doresc multă sănătate, prosperitate și fericire tuturor salvatorilor. Vă mulțumesc vouă foarte mult pentru aceea că cetățenii pot dormi liniștit și la un sunet de 112 să fie siguri că dumneavoastră o să interveniți în modul rapid. Vă doresc mult sănătate și succes în toate. Mulțumim! Și se invite domnul Ghenadie Vovchenko, primar al satului Baimaclia, raionul Cantemir. Acesta este document pentru dumneavoastră, dumneavoastră acestei alte speciale. Vă mult succes și vă urăm tot succesul pentru a vă securiza și mai mult comunitatea dumneavoastră. Mulțumesc! Stimate domnul primar, acesta este încheiile de la alte speciale. Sunt sigur pentru doar cooperare, vă mulțumesc că nu am avut tot cu raionul meu. Și vă urăm tot succesul, sperăm că totul o să fie la măsură din securitate și la țările. Thank you very much. Bună ziua încă o dată tuturor celor care asistă la acest eveniment. În primul rând, doamnei ministru, vă salutăm, domnului general, domnul Rabajim, care susține totdeauna toate aceste proiecte care sunt pentru beneficiile cetățenilor și nu în ultimul rând tuturor cei care sunt la așa acest serviciu care este legat de multe, multe probleme care pot aduce sănătății dumneavoastră și nu în ultimul rând familiilor dumneavoastră. Nu o să vă iau mult timp să mă repet, însă vin cu mulțumire către donatorii respectivi, către implementatorii și vin cu cuvinte de mulțumire, din primul rând, din partea Consiliului Raional Cantemir, care la implementarea acestui proiect a contribuit cu 53% din toată suma care este alocată pentru acest proiect. Și 9 primării care vor fi deservite în primul rând până la intervenția pompierilor și salvatorilor, care vor fi deservite în număr de aproape 27.000 de locuitori. Până la moment, în comuna Baimaclier, care este una din cea mai mari a raionului, nu am avut nicio auto specială. Am implementat un proiect de o maștab mare la care am fost conectați la un conductă de apeduct care nu vor avea întrebări lucrătorii sau voluntarii și această autospecială pentru a avea de unde să se alimenteze ca să salveze terenuri care sunt incendiate sau, ferească Dumnezeu, de un incendiu în incinta unor clădiri sau case de locuit. Sincer, încă o dată, vă aduc mulțumiri tuturor și țin să adaug că într-așa o zi luminoasă cum e astăzi Sfântul Dumitru,
unde în 8 primării din raionul Cantemir este hram. Credeți-mă, vă rog, acesta este un cadou super. Și în comuna noastră tot este hram și chiar în orașul Cantemir. Sincer, mulțumiri a tuturor cetățenilor din aceste sate. Cu exprimare a celor mai sincere grații pentru prezenta susținere ceremonială, precum și pentru asistența administrativ-organizatorică devenită tradițională, cuvânt se oferă doamnei Ana Redenco, ministru al afacerilor interne al Republicii Moldova. Bună dimineața, stimată doamnă reprezentant prezident, stimate domnule șef, stimate domnule conducător, stimați primari, stimați colegi și stimați cetățeni. O frumoasă dimineață, un frumos început de săptămână în care culegem roadele acestui proiect, proiect implementat de ceva vreme cu suportul generos al programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare și susținerea guvernului Austriei și Estoniei. Obiectivele și scopurile acestui frumos proiect pentru oameni simpli vine să contribuie în primul rând eforturile guvernului de dezvoltare a localităților rurale, de creștere a nivelului de reziliență a acestora și de consolidare a serviciului de salvatori și pompieri în sectorul rural, pe linia întâi. Proiectul, desigur, că vine să consolideze și cooperarea între administrația locală de nivel 1, care au reușit să ajungă la un numitor comun pentru o cauză comună, și anume creșterea nivelului de securitate a cetățenilor localităților lor. Desigur că înțelegem cu toții că rezultatele și efectele acestui proiect nu se termină odată cu finalizarea acestui eveniment de astăzi. Ele vor continua și sper vor fi amplificate în timp și desigur că eu sper foarte mult că vor inspira și se vor regăsi în multe alte localități ale țării noastre. Partea frumoasă este că beneficiarii finali sunt locuitorii localităților implicate în proiect. Satul Baimaclie, raionul Cantemir, plus 8 localități în jur, satul Sărăteni, raionul Leova, plus 9 localități în jur, satul Pârlița, raionul Ungheni, plus 7 localități în jur. În același timp, cei care vor livra serviciile de securitate locuitorilor sunt oameni din aceeași comunitate, cei care în mare parte vor face voluntariat. Exact acesta este cazul când cooperarea înseamnă că este oferită undița și nu peștele. Astăzi, comunitățile primesc tehnica de intervenție cu echipament special. Mâine, locuitorii acestor localități vor fi instruiți și vor deveni capabili să intervină în diferite situații de urgență. Poimâine, subdiviziunile create vor fi incluse în Planul Național de Reacție și vor începe livrarea serviciilor pentru comunitățile de unde provin. Desigur că așteptarea noastră a tuturor este că, odată cu acest efort, timpul de răspuns în localitățile implicate se va diminua substanțial, oferind șanse mult mai mari de supraviețuire a locuitorilor și de reducerea pierderilor materiale în cazul unor situații de urgență. Acest proiect este la fel un exemplu prin care Republica Moldova preia treptat practicile existente în statele Uniunii Europene în vederea creșterii calității vieții cetățenilor săi. Cu acest prilej, eu vreau încă o dată să mulțumesc suportului de care beneficiază Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, din partea NUD, din partea ambasadilor străine acreditate Republica Moldova, din partea tuturor partenerilor internaționali, europeni, care ne face să creștem, să ne modernizăm și astfel să câștigăm capacitate pentru a fi mai aproape de cetățeni, mai rapid să reacționăm la nevoile pe care ei le manifestă și împreună cu ei să fim mult mai buni în ceea ce facem. Eu mulțumesc cu această ocazie colegilor pompieri salvatori că sunteți mereu la datorie. În
cel mai scurt timp veți merge să vă împărtășiți practica, calificativele, capacitățile cu acești voluntari și speranța mea mare este că acești voluntari deja vor inspira generații mai tinere împreună cu voi, pentru că vrem ca acest sistem, ca capacitatea serviciului civil, de protecție civilă, să crească în continuare pentru a putea face față tuturor demersurilor care stau astăzi în fața noastră. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și mulțumesc primarilor că au fost alături, au susținut de comun cu colegii acest demers și, încă o dată repet, sper ca acest efort să inspire multe alte localități. Mizăm pe voi pe toți. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, în continuare, de către consultantul de proiect, domnul Oleg Blișac, va fi realizată prezentarea autospecialilor donate cu echipamentul din dotare a acestora. Oaspeții invitați și toți participanții la ceremonie se invite pentru a participa la prezentare. Autospeciale pentru postul de pompieri voluntari Sărata Galbenă, din motivul că sunt numai 3 primării care contribuie la activitatea postului și la deschiderea postului. S-a convenit ca proiectul cu să le construiască postul din talpă, iar administrația publică, Consiliul Raional Câncești și primăriile din raza postului să-și achiziționeze singur autospeciala. Deci astăzi noi prezentăm aceste autospeciale care sunt noi, achiziționate, sunt cu tracțiune sporită, sunt cu un motor diesel Euro 5, consumul motorului este de 18 litri de motorină la 100 de kilometri, sunt foarte economice, cantitatea apei pentru ca pompierii să poată face față la orice incendiu este de 1600 litri. Dotarea autospeciale între și echipamentul pentru 10 pompieri voluntari, echipament nou, totalmente, tot ce este necesar pentru activitatea pompierilor, pentru dotarea lor ca echipament. În ceea ce privește utilajul, iarăși de nou vreau să vă aduc la cunoștință că autospeciala este dotată totalmente cu tot utilajul necesar pentru a putea interveni în orice moment la incendiu pompierii voluntari din acestei primării. S-a întrebat dacă în fiecare localitate. Da, în fiecare localitate PNUD-ul a contribuit la construcția posturilor de pompieri voluntari. Practic toate posturile, la toate posturile sunt construite nou, din talpă. Totodată la construcția posturilor au contribuit și administrația publică din nivelul 1 și nivelul 2 din raioane. Am spus la Hâncești, în motiv că sunt puține primării și acolo suma de contribuție era prea mare pentru cele 3 primării, li s-a permis ca dumnealor să-și aducă o autospecială donată pentru ei, după cum ne-au informat. Donată din Europa, iar PNUD-ul le-a construit totalmente postul de pompieri voluntari. Deci, odată cu mânarea autospecialilor, vreau să vă informez că astăzi toate autospecialile pleacă în teritoriu și, după cum a spus domnul general Sarabagiu, IGSU își asumă instruirea pompierilor voluntari din teritoriu și
odată cu deschiderea posturilor care va avea loc pe parcursul lunii decembrie, deja posturile vor activa, după cum s-a spus, vor avea legătura directă cu 112 și vor interveni la incendiu primar, scopul fiind la posturile date deschise, ele practic sunt deschise cel mai departe de la centrul raional și scopul fiind reducerea timpului de reacție pentru salvarea vieților românești și a bunurilor oamenilor din teritoriile primăriilor care vor fi deservite. Practic aceste trei autospeciale vor deservi, după cum s-a vorbit, 28 de primării și în jurul peste 50.000 de cetățeni ale Republicii Moldova. Oleg Mișceac, consultant, nu, Moldova. Dumnealui este viitorul șef al postului de pompieri voluntari din teritoriu, de la Sărăteni. Practic, ulterior, după deschidere, dumnealui va conduce cu acel post, cu acei pompieri voluntari din teritoriu și, practic, dumnealui va fi persoana care va fi alături de primar și care va fi alături de pompieri din teritoriu și va fi responsabil de toate intervențiile pentru salvarea oamenilor și vieților omenești.